a transformat apicultura dintr-o ocupație într-o afacere profitabilă. Este exemplul demn de urmat al antreprenorului Pavel Prutean din satul Talmaza, Ștefan Vodă, care administrează gospodăria țărănească Grădina Eden. Anual produce peste 2000 de kilograme de miere. Antreprenorul a devenit mai competitiv pe piața apicolă din Republica Moldova după ce a obținut grantul de 1750 de euro din partea Uniunii Europene și Suediei prin intermediul fondului de antreprenoriat pentru tineri Ștefan Vodă, gestionat de Asociația Obștească Generația Pro, în cadrul unui proiect implementat de Fundația Est Europeană. Datorită suportului european, a reușit să procure un descăpăcitor de miere, utilaj ce eficientizează procesul de extracție a produsului apicol din fagure. Pavel Prutean deține și o mică linie de ambalare a mierii, care este comercializată în magazinele din regiune, dar și la diferite evenimente naționale.